A fost alertă pe aeroportul internațional în Ricoandă din capitală. Un avion Boeing 737 al companiei Blue Air, care plecase spre Londra cu 150 de pasageri la bord, a fost întors din zbor la scurt timp după decolare. Compania a anunțat că decizia revenirii aeronavei la sol a fost luată după ce piloții au observat unele erori la aparatele de bord. Aparatul a aterizat pe aeroportul Henri Coandă și după verificările specialiștilor s-a stabilit că a fost o alarmă falsă. Avionul a avut o întârziere de două ore. Săptămâna aceasta o cursă aeriană între București și Madrid a efectuat o oprire de urgență la Timișoara după ce o pasager a leșinat în timpul zborului. Ulterior, pasager a fost confirmată cu COVID-19.